arată geamurile de vin cu totul și cu totul de cristal, gros, chinezesc. Nu înțeleg cum de nu e deranjat de parvizul ăsta prin care nu se mai vede nimic. Am putea oricând nimeri în pereții de stâncă. Vrei puțină muzică? Și imediat suntem învăluiți de o voce melancolică tânguitoare. Domnule Caius Dobrescu, participați la Meridian Cernoviți, un festival important de creație literară, un festival tradițional numit de unii critici literari cel mai important eveniment cultural al orașului Cernăuți. Cum vă simțiți la Cernăuți și care sunt acele mesaje poetice pe care le transmiteți tuturor cernăuțenilor? Mă simt, așa cum spuneam, la Cernăuți foarte, foarte acasă, pentru că seamănă din multe puncte de vedere cu orașul meu natal și orașul care mă raportez în primul rând în România, și anume cu Brașovul, Kronstadt, Broșul, un oraș la fel de multicultural și cu o istorie la fel de complicată și de fascinantă. Dar, sigur, sunt și asemănări și deosebiri din care se hrănește orice curiozitate. Festivalul în sine mi se pare un lucru remarcabil pentru că încearcă nu să păstreze vie această moștenire a multiculturalității, a unei diversități productive și fertile pentru toată lumea în condiții extrem, extrem de dificile și de periculoase. Repet, asta o știm și noi de acasă. În același fel, văd sigur pe colegii noștri din Pen Clubul Ucrainian și toți cei care organizează acest festival, îi văd implicați în acest efort, nu de a nu lăsa să dispare, de a nu lăsa să se stingă această moștenire atât de importantă. Și sper din tot sufletul ca spiritul ăsta să se perpetueze și să se dezvolte în timp, fiindcă sunt conștient și eu, suntem foarte conștienți toți de situația foarte dificilă în care se află Ucraina, dar în care se află și românii din Ucraina. Pen Clubul Românesc, al cărui vicepreședinte sunt, sigur, și condus de poeta, distinsa poetă și eseistă Magda Cârneci, a reacționat constant la evenimentele de la Cernăuți și de la Chișinău, dar acum suntem la Cernăuți. Și, vă zic, noi suntem foarte atenți la ce se întâmplă și sigur că dorim ca problema asta a drepturilor politice și culturale și a educației în limba română să se rezolve în spiritul valorilor europene, pentru că România își dorește, fără îndoială și ca poziție oficială, dar și ca sentiment public, își dorește foarte mult ca Ucraina să devină membra Uniunii Europene și NATO. Noi suntem absolut departe, am susținut cu entuziasm Ucraina în toată această perioadă. Pen Clubul Românesc face mari eforturi pentru a aduce la cunoștința publică situația absolut inacceptabilă a lui Oleg Sentsov și a multor oameni de mare curaj ucrainieni care luptă pentru drepturile omului și pentru valorile europene, dar fără îndoială dorim ca și problema dumneavoastră a românilor din Ucraina să fie văzută și rezolvată în spiritul acelorași idei. Poemul Efebia pe care l-ați citit astăzi aduce un mesaj cumva diferit de ceea ce au citit colegii dumneavoastră din Polonia și Lituania. Care este acea chintesență a poemului care aduce o autocritică, dar în același timp o privire din interior spre exteriorul? Da, mesajul este poate mai simplu decât lasă să se vadă poemul ăsta, poate uneori mai întortocheat. Și anume că înainte de a vedea, se poate rezuma printr-o veche vorbă românească, dar sunt sigur că circulă în toate părțile unde se vorbește limba, și anume vezi paiul din ochiul altuia, dar nu vezi bârna din ochiul tău. Și de multe ori asta e cauza tuturor relelor. Deci poemul ăsta este despre cum răul și intoleranța și disprețul, incapacitatea de a-l recunoaște pe celălalt ca egalul tău și ca o ființă umană egal îndreptățită, este foarte adânc înrădăcinat în noi. Și cum dacă ne uităm fiecare înainte de toate noi înșine, cred că avem șansa unui viitor mai civilizat și mai, cum să spun, mai uman pentru toți. Și în finalul acestui interviu, acordat în exclusivitate pentru platforma BookPress TV, parte din
Asociația Centrul Media Bucpres, o asociație a jurnaliștilor români din Cernăuți, un mesaj pentru toți românii din regiunea Cernăuți, dar și pentru cei din regiunea Transcarpatia, Maramureșul istoric și, de ce nu, cei din sudul Basarabiei, raionul Ismail, regiunea Odessa. Da, fără îndoială, mesajul este unul de solidaritate, așa cum vă spuneam, noi suntem foarte atenți la ce se întâmplă și sperăm să se păstreze întotdeauna această legătură cu cultura românească, dar care cultură, vreau să le spun din suflet cu toată afecțiunea tuturor, nu înseamnă numai muzică populară, nu înseamnă numai așa mănăstirile și lucruri de genul ăsta, sunt foarte importante, dar cred că e foarte importantă și cultura vie și sper ca toți românii din zonele pe care le-ați pomenit și tinerii mai ales să fie în legătură cu tot ce este foarte viu, foarte viu în, și foarte european și foarte global în cultura românească de astăzi.